Citindu-vă cărțile și articolele, m-am gândit la o întrebare. Oare există o corelație între vorbirea corectă și capacitatea unui politician să fie om politic? E posibil o astfel de corelație? Nu vorbesc de elevație, de figuri retorice, vorbesc doar de corectitudinea simplă. Mi-am pus și eu întrebarea asta și am și încercat să-i răspund în carte, în două mături stau de vorbă, și mi-e destul de greu să cred că un om care vorbește nu doar incorect gramatical, ci și șleampăt, dezlânat, poate să gândească așa cum trebuie, legat la toți nasturii, încheiat la toți nasturii, coerent, logic și realist. E o performanță să vorbești încălcit, prolix, să nu te înțeleagă nimeni și să gândești cristalin. Mai degrabă nu se poate, decât se poate, cel puțin la noi, n-am văzut oameni care să fie gângavi în exprimare și diamantini în gând. Cred că e destul de greu, dacă nu e imposibil. Dar limba română e o limbă grea, poate. Este. Din cauza asta nu reușesc să... Da, bun, e o limbă grea mai degrabă pentru străinii care încearcă să o învețe și care constată că numărul excepțiilor îl depășește pe regulilor. Dar în momentul în care te-ai născut în limba asta și ai deprins de mic toate mecanismele ei, ai o proteză obligatorie, a spune, care te ajută să interiorizezi și mai bine toate lucrurile. Și proteza asta se cheamă școală, cu condiția să vrei să o frecventezi și cu condiția să fii acolo și cu mintea, nu numai cu corpul. Dacă ești cam bancul cu bulă, e frumos la școală, dar se pierde prea mult timp între recreații, atunci firește că poți ajunge un politician așa cum sunt mulți din ziua de azi. Pe de altă parte, sigur că există oameni care au acces mai opintit la limba română, dar suplinesc prin franceza pe care o vorbesc. De exemplu, doamna Vasilescu, da, care a inventat niște formule noi pentru toată lumea în frunte cu poporul francez. Da. Nu, cred că asta este ordinea. Ordinea este școală, anturaj și auto-îmbunătățire. Auto-îmbunătățire înseamnă bibliotecă, nu înseamnă numai bibliotecă, adică nu trebuie să îi transformăm pe politicieni în niște studioși palizi, încercănați, care toată ziua buchisesc. Dar din când în când e bine să te primenești mental. Există biblioteci, există librării, există Kindle, e-reader, tot felul de dispozitive. Poți citi în avion, poți citi pe bancă în parc. Totul e să vrei și totul e să fi avut un om care să-ți deschidă gustul pentru așa ceva. Nu credeți că parcă e o involuție așa constantă a discursului, în ceea ce privește discursul politic și al oamenilor politici? Parcă în anii 90 se vorbea mult mai corect decât acum. Nu parcă, în mod sigur se vorbea mai corect. Bun, anii 90 au o ecuație care trebuie lămurită. În primul rând, guvernul Petre Roman a adus în față niște oameni stăpâni pe mijloace. Da? Îi țin minte și acum, chiar că nu eram de acord cu ce făceau ei sau cu punctul lor de vedere sau poziția lor politică, dar îi percepeam ca pe niște oameni instruiți. Un Eugen Dișmărescu, dau un nume la nimereală. Petre Roman însuși era poliglot, era un om pus la punct, chiar dacă făcea și nefăcute. Dar ca ținută publică și discurs public, era, dacă nu fără cusuri, în orice caz foarte bun. Avantajul acestei prime serii este că venea după o serie de idioți. Deci venea după un guvern în care existaseră semi-analfabeți, în care existaseră sfertodocți, în care existaseră oameni cu puțină școală, așa că ei, cei de după 90, câștigau oricum prin comparare, la fel cum Ion Iliescu a câștigat prin compararea primă cu Nicolae Ceaușescu. Că Iliescu în primele două luni sau în prima lună părea o combinație de Pico de la Mirandola cu Mozart și cu Pelé. Da? Până când lumea s-a lămurit ce hram poartă, deși e ateu. E adevărat însă că ce avem astăzi duce comparația chiar înainte de 1989, duce comparația prin anii 50-60, pe vremea lui Chivu Stoica. Deci eu am sesizat
asemănări între discursul public al premierului Dăncilă și discursul, dacă îi se poate spune așa, lui Chivu Stoica. Chivu Stoica era cazangiu de meserie, proptit acolo, într-o funcție înaltă, pentru că așa se făcea atunci promovarea politică pe linie de partid. Viorica Dăncilă, în schimb, este europarlamentar. Sau cel puțin așa susține. Și cel puțin așa a fost văzută, inclusiv de colegi din Parlamentul European, care s-au mirat că are organul vorbirii. Pentru că nu au zis niciodată deschis în gura în sesiunile Parlamentului European. Prin urmare, sistemul de așteptări și de pretenții față de premierul actual ar trebui să fie altfel calibrat decât față de Chivu Stoica sau față de Dăscălescu sau față de Verdeț. Da? Sau față de colegele de tip Suzana Gâdea, Alexandrina Găinușă și alte asemenea arătări. Puteți să dați niște exemple de cum vorbea Chivu Stoica? Ei, n-am o memorie atât de bine exersată, dar în orice caz era un discurs frust, de tip dulău de partid, cu un fond lexical minimal, cu îndemnuri, cu multe haiuri, hai să facem aia, hai să facem aia, și cu cele câteva cuvinte obligatorii, credință oarbă, deși credință e un cuvânt complicat în perioada aia, dar credință oarbă deja însemna altceva, însemna devotament pentru cauza partidului până la sacrificiu de sine. Dar era un om primitiv în manifestări. Nu era singurul. Să ne ducem aminte de cum vorbea Ceaușescu, da? Care, în afară de viclenia lui rurală, da? Era un om primitiv. Că era și un om sangvinar și că a împușcat cu mâna lui la colectivizare la Constanța, asta e altă discuție. Dar cine l-a auzit, și eu l-am auzit de multe ori, după hazul inițial, în fața rateurilor pe care le dădea, te cuprindea o mare tristețe. Pentru că șeful unui stat nu putea rosti corect cuvântul August. Spunea August. Da? Spunea copentiție în loc de competiție. Și așa mai, există în loc de există. Bun. Suntem acolo. Deci cu ministrul educației care dă bară după bară, cu doamna Vasilescu care spune, cum a spus, lămaș de tramvai. Așa? Crezând că spune lămaș de tramvai, cu premierul care vorbește cum vorbește, cu alți domni și doamne, suntem cazați din nou în ciupercăria din anii 80, să zicem. Acum trebuie să spun că și discursul de zi cu zi, cotidian, s-a prostit. Da. Poate și dintr-o nevoie de agresivitate. Mult mai, discursul de azi e mult mai agresiv, așa am senzația aia. Avea Sanda Galopenții, avea o remarcă, zicea, a apărut o bucurie rea a vorbitului și a scrisului răstit. Ne-am, de vreo 10 ani, am început să fim tot timpul răstiți, și la televizor, și practic mai țineți minte când trebuia neapărat să te ceri ca să ajungi la televizor? Da, da. Nu știu dacă e bine folosit imperfectul. Trebuie și acum. Nu trebuia numai acum 10 ani. Da. Pe de altă parte, dacă vorbești cuvincios și discret și nu-ți întrerupi interlocutorul, nu te auzi. Și riști să ți se reproșeze lucrul ăsta și să nu fii un bun partener de conversație, pentru că nu e suficient de răstit, nu e suficient de urzicat, de opărit. Or, cred că una dintre explicații, dar e o explicație empirică, este că acum vorbesc mult mai mulți decât vorbeau acum 20-25 de ani. A existat un prim val imediat după 90, când oricine avea de comunicat ceva țării venea la televizor, femei în costum național, gospodine, profesori universitari, strungari, pentru că era libertatea aia de după clopotul de sticlă. Acum, după aia a existat o pauză, a existat o relativă echilibrare a lucrurilor, iar de vreo 10 ani încoace, poate chiar mai mult, vorbesc tot mai mulți și scriu tot mai mulți. Și atunci, ideea este o idee strâmbă, dar ideea este că se aude cel care vorbește mai tare, mai răstit, mai la dos de sus, cel care își acoperă partenerii de discuție, cel care are vocația certărețului, a conflictualului. Uite, premierul nu e conflictual, ni s-a spus.
cei de pe la televiziuni sunt o bună parte dintre ei, începând cu moderatorii. Adică să nu uităm că n-a dispărut subspecia moderatorului nemoderabil, care fiind incapabil de moderație, n-are cum să le pretindă așa ceva celor cu care stă de vorbă. Ca să mai zic de moderatorul plutonier, care zboară afară invitați în emisiune, pentru că părerea lor nu coincide cu a lui. Le-am văzut și pe astea, le-am văzut chiar de la doamne. Asta e interesant, că doamnele de la care pretinzi o cotă de diafan, să zicem, sau de delicatețe, devin majori. Și își pun chipiu și încep să te articuleze, să te zboare din platou, să se zborșească la tine. Ori asta e cel puțin straniu, câtă vreme nu asta e fișa de post a unui moderator. Cuvântul în sine ar trebui să spună niște lucruri. Țin minte o întâmplare când o televiziune din România și-a deschis, cum se zice, filială în Republica Moldova, trebuia moderatorul să-i incite la... Exact. Și iar ăștia nu se lăsau deloc. Da. Și la un moment dat unul dintre invitați zice, dar de ce sunteți așa nervoase? Pentru că așa trebuie. Voi nu știți nimic despre televiziune. Da, pentru asta mi-aduce aminte, mutând zona, de un antrenor român de fotbal care le cerea elevilor să le echipă din insule Feroe să se tăvălească pe jos în careu ca să ceară penalti. Și ei nu pricepeau și spuneau, dar de ce să ne tăvălim? Pe ca să obțineți, dar nu ne-a făcut nimeni nimic. Nu înțelegeți, trebuie să convingeți pe arbitru. Dar de ce să-l convinge pe arbitru? Și era un dialog al surzilor între niște oameni de o bună credință exemplară și un om care venise chitit să învețe trișul. Ce învățase și el, de fapt, de la alți, așa zis, pedagogi, voia să aclimatizeze acolo, dar fără șanse de succes. Deci, care par cele mai frecvente greșeli în ultimii ani? În discursul public? În discursul public. În discursul public. Greșeli de exprimare, de asta vorbiți. Da. Da, nu știu, sunt acele greșeli despre care lumea alfabetizată tot scrie fără rost, care vor deveni normă în dicționar la un moment dat, decât un negativ, în afirmativ, pardon. El există și în afirmativ, da, în construcții camuflate de genul decât să beau apă, mai bine beau coniac, da? Dar altfel nu. E bine, decâtul ăsta, am decât 2 lei, am fost decât până la colț, eu cred că va deveni normă în 10 ani. Da, mi se spune că sunt pesimist, da, dar am văzut, țin minte vorba lui Goebbels, da? O minciună repetată de 1 milion de ori devine adevăr. Deci o greșeală repetată de 1 milion de ori devine normă. Da, e incorigibilă. Da. O greșeală incorigibilă. Da, exact. Și vor exista mereu avocați a ceea ce se cheamă geniu viu al limbii, care vor justifica încadrarea unei prostii în dicționar și în gramatica ademii prin faptul că ține de geniu viu al limbii. Mâine, pe mine, ne trezim că și dezacordul o să ține de geniu viu al limbii și confuzia de termeni. Adică tu o să vrei să spui, o să spui parizer și o să te gândești la anestemată și o să spun, nu, sunt sinonime, că ăsta e geniu viu al limbii. Geniu viu preia tot ce merită preluat. Da, tot ce merită preluat. Dar greșeala flagrantă nu merită preluată, merită corectată. Deci decâtul e unul dintre ele. Cred că se va sări peste prepoziția în acuzativ pe care, și așa avem prim-ministrii care își valorifică detenta și sar peste ea. Cred că va exista doar care și va exista care fără flexări, fără căruia, căreia, al cărora. Astea sunt mofturi. Da? La un moment dat, care va deveni invariabil. Deci pot să dau acest pronostic, îi văd pe oameni cum vorbesc, nu neapărat din politică, din toate zonele. Am o fată care îi duc flori. Deci am auzit construcția asta, da? Merg la restaurant cu niște colegi care am fost cu ei și în tabără, care vine chelnerul, deci care va deveni un fel de element de legătură universal. Cașiu, bănuiesc că și el va fi. Cașiu care este o mare fiță. Adică el nu e doar o încercare jalnică și abuzivă de evitarea unei cacofonii. Este pentru cei care îl folosesc, aiurea, este de fapt o formă de eleganța discursului. O să râdeți. E mai finuț să spui ca și în loc de ca. Sigur că este o anomalie. Da? Există ca și în construcții
de tip basketul ca și voleiul, e un sport de echipă. Aia da. Sau, știu, Vargas Llosa ca și Herta Müller a luat premiul Nobel pentru literatură. Acolo se poate. Dar să spui eu ca și moderator, înseamnă să nu fi dat pe la școală, că astea se învață în gimnaziu, lucrurile astea. Dar cred că și cașiul va deveni nu acceptat, va deveni obligatoriu la un moment dat. Toți vom vorbi. Cei care vorbesc corect vor forma un soi de trib, de sectă, care se va refugia undeva în păduri. Și seara va vorbi corect, așa, pe ascuns, să nu-i vadă nimeni. Dimineața vor reveni în cetate, vor spune ca și, decât în afirmativ, fata care am văzut-o, așa. După care seara iară se vor duce și mai face o cură mică de română corectă. Eu primesc o mulțime de articole de la studenți, de la masteranți, și eliminarea anticipării complementului indirect. Iohannis cere parlamentarilor. Da, deci leu. Da, da, știu, da. Știu. Asta probabil din cauza englezei. Da, dar în schimb, că există și fenomenul invers. În schimb, în ziare de sport, vedeți, Anglia a bătut-o pe Columbia. Ca și cum Columbia era o fată nărăbașă, care merita două la fund. Da. Da, știu. Și asta este, ați observat bine, și asta e o... Și calculele din engleză sunt un dezastru deseori. Sunt multe și au intrat deja în fibra limbii. Asta e partea proastă. Adică încerc să le spun oamenilor, încerc fără niciun fel de spor, să le spun oamenilor că nu vrei să știi, este o tâmpenie în limba română. Nu vrei să știi ce am pățit la piață. Din englezesc, you don't want to know. You don't want to know înseamnă mai bine să nu știi. Aia e traducerea. A, bine, dincolo de tribute, care e tradus tribut în limba română, uitându-se ce-i tributul, de fapt. Da? Și neștiind lumea că tribute înseamnă omagiu. Sau a face sens. Sau a face sens, deja... da, da, da. Sau vrei să o iei pe aici. Te întreabă cineva cum ajung în Piața Amzei și tu îi spui vrei să o iei pe aici. În loc să-i spui, e preferabil să o iei pe aici, e bine să o iei pe aici, e indicat să o iei pe aici. You want to take this way. Din engleză, da? Deci astea sunt lucruri împotriva cărora nu știu câți mai emit opoziție, cred că puțin, și cred că geniul viu, de fapt, maschează o majoritate prezentă, omniprezentă, care folosește aceste forme deraiate de exprimare, iar ele vor ajunge la un moment dat bagajul nostru obligatoriu. N-am cum să fiu vesel și să anticipez că lucrurile vor arăta bine. Nu cred că vor arăta bine. Cum spunea Gabriela Firea, e un articol în cartea asta cu furcile caudine, cu europarlamentarii care ne bat. Da, da, da. Păi, bun, asta iarăși necunoașterea expresiilor e o altă poveste. Bine, furcile caudine au fost bagiocorite de multă lume, nu numai de Gabriela Firea. Și Oana Zăvoranu, mi se pare că într-o emisiune în care l-avea invitat pe Marius Țeicu, a spus că Marius Țeicu s-a streculat printre furcile caudine din platou. Alea erau cablurile, cred, da? Sau, mai știu, aparate, ce mai erau instalate pe acolo, ca să le aducă invitațiilor Amandine. Da, dacă ai un pic de curiozitate și te uiți, mai ales că ai motoare de căutare, ai dicționare, ai tot felul de instrumente, afli ce e cu furcile caudine, știi ce s-a întâmplat cu ele. Iarăși, și asta iarăși e o expresie pe care 99% din vorbitorii noștri o folosesc aiurea, este povestea cu afarei Vopsigardul și înăuntrui Leopardul. Ei vor să spună, una vorbește, alta fumezi. Da? Asta e ce vor să spună. Dar afarei Vopsigardul, înăuntrui Leopardul, eu am explicat lucrul ăsta, nu știu dacă am fost crezut, vine din cu tot o altă zonă, vine din zona circurilor din interbelic. Ca și acum, și atunci, venea circul ambulant, se ridica un cort, da? Și înăuntru se petreceau numerele de dresură, comicăriile și așa mai departe. În jur era un gard, da? Iar pe gard era un afiș pe care un leopard, era desenat un leopard care sărea printr-un cerc de foc. Da? Și cel care dădea bilete spunea afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardul.
Adică, aici ce vedeți voi e doar un desen. The real thing este înăuntru, dar pentru asta trebuie să luați bilet. Ăsta e sensul adevărat. Lumea nu știe. Și mai sunt. Sunt multe. Asta cu furcile caudine e flagrantă, e urâtă. Da. Și cutia Pandorei e folosită abuziv și inexact de multă lume. Adică a ajuns să fie accesoriu de modă.